să, că și la Zărnești se poate. În continuare o să-l invit pe domnul europarlamentar Zicri Mureșan, care, așa cum a spus Adi, este acolo, la Bruxelles, și apără cu stoicism și cu mult profesionalism interesele României. Mulțumesc! Bună seara și bine v-am găsit, dragi colegi! În primul rând, mulțumesc mult Adiveștea pentru invitația de a veni din nou în județul Brașov și mulțumesc mult Ionuț pentru organizarea acestui eveniment și pentru invitația de a fi cu toți împreună aici în această seară. Vreau să vă spun din capul locului foarte clar. În ultimii 4 ani de zile, sub conducerea lui Adrian Veștea, județul Brașov a devenit un model pentru multe județe ale țării, din multe puncte de vedere. Și vă spun la ce mă refer. Eu bat țara în lung și în lat. Merg de la Bihor la Constanța, de la Suceava și Botoșani, la Mehedinți, Caraș, Hunedoara, în toate colțurile țării. Și oamenii văd că la Bihor se absorb fonduri europene, 500 de milioane de euro în municipiul Oradea în ultimii ani. Oamenii văd că municipiul Cluj-Napoca este în top 10 orașe europene ca număr de autobuze electrice pe cap de locuitor. Și oamenii văd și știu că la Brașov se construiește primul aeroport construit de la zero în România în ultimii 50 de ani și oamenii în toate colțurile țării știu că acest proiect este condus de un președinte liberal al Consiliului Județean, de colegul nostru Adrian Veștea. Și oamenii întreabă, mă întreabă la Galați, mă întreabă la Pitești, mă întreabă în comune, în orașe mai mici din țară, dar care din aceste proiecte, din județul Brașov sau din Cluj-Napoca sau din Timișoara, din Alba Iulia, din Arad, se pot face și la noi? Ce se poate face la Slatina? Ce se poate face la Galați? Ce se poate la Pitești? Și răspunsul meu este mereu același. Tot ce se poate face sub conducerea lui Adrian Veștea în județul Brașov s-ar putea face și în Galați sau în județul Argeș cu o singură condiție. Să aveți și acolo un președinte de Consiliu Județean, harnic, gospodar, interesat de dezvoltarea județului. Și la fel se văd diferențe între comune și orașe conduse de primari de ai noștri, primari liberali și comune și orașe conduse de primari PSD. Comunele și orașele conduse de primari PSD sunt adesea la pământ, în cel mai bun caz sunt feriate puțin pe la suprafață. Dar niciodată potențialul lor nu este fructificat pe deplin și niciodată nu are loc dezvoltare în adevăratul sens al cuvântului. Ce înseamnă dezvoltare? Înseamnă creșterea calității vieții oamenilor. Înseamnă aer curat, înseamnă instalații, rețele moderne de electricitate, de apă curentă, de gaze, de canalizare. Înseamnă drumuri construite bine, moderne, care să țină ani de zile, nu care să fie peticite, care să fie găurite și să trebuiască a fi peticite după primul îngheț. Și de aceea vă spun foarte clar, la Zărnești se poate face mai mult. Zărneștiul are un potențial de dezvoltare foarte mare datorită acestor locuri. Potențialul turistic îl cunoașteți cu toții. Investiții în infrastructură, în protecția mediului, în servicii publice mai bune, în atragerea de investitori aici în județ, să creeze locuri de muncă astfel încât oamenii să stabilească aici, să rămână aici. Zărneștiul se devine el însuși un mic pol de atracție pentru această zonă. Și Ionuț are idei, are proiecte care sunt concrete și sunt realiste. Ionuț, înainte de a scrie în programul său că va face un proiect pe fonduri europene, pune mâna pe telefon, sună, întreabă, pot face acest proiect într-adevăr pe fonduri europene? Vor fi bani? Va fi eligibil? Da sau nu? Și îl trece doar dacă știe că îl poate face. Tot ce el vă va prezenta în această seară, vreau să știți că poate face și că are sprijinul nostru al europarlamentarilor Partidului Național Liberal, al colegilor de la guvern. Mihai Veștea este secretar de stat într-unul din cele mai importante ministere, Ministerul Dezvoltării,
va avea sprijinul, și am auzit-o, președintelui Consiliului Județean, Adrian Vește. Și vă explic de ce lucrul acesta în echipă este foarte important. României i-au fost alocate pentru următorii ani mai multe fonduri europene decât ne-au fost alocate oricând de la aderarea noastră la Uniunea Europeană și până astăzi. 80 de miliarde de euro. Și este o sumă impresionantă. De când am aderat la, chiar astăzi mă uitam pe cifrele, pe cele mai noi cifre, de când am aderat la Uniunea Europeană și până astăzi, noi România am plătit 20,3 miliarde euro în bugetul Uniunii Europene. Cele mai noi cifre, acum în luna septembrie. Și am absorbit, am adus acasă 59,6 miliarde euro. Am plătit 20, am absorbit 59,6, aproape 60. Am primit de 3 ori mai mult decât am plătit și am primit cu aproape 40 de miliarde de euro mai mult decât am plătit. Ce vreau să vă spun este că fondurile europene au fost și în ultimii ani una din principalele noastre surse de investiții. Au dus la creșterea nivelului de salarizare, creșterea productivității, îmbunătățirea infrastructurii, creșterea gradului de ocupare al forței de muncă, reducerea șomajului și implicit au ajutat economia să crească, să se dezvolte. În următorii ani vom putea face și mai mult cu aceste fonduri europene, dar vă spun un lucru. Acești bani vor ajunge exact acolo unde există președinți de consilii județene și primari, gospodari, hainici, interesați și capabili să absorbe aceste fonduri europene. Fiindcă nu vă gândiți că Emil Boc se va opri. Nu vă gândiți că Ilie Bolojan la Oradea, care candidează să devină președintele Consiliului Județean Bihor, va spune opresc dezvoltarea Bihorului. Nu. Ei știu că dezvoltarea este un proces continuu. Că tot timpul mai poți face câte ceva pentru oameni. Și de aceea, pentru a atrage o parte cât mai mare din aceste fonduri europene, Zărneștiul, fiecare comună, oraș, municipiu din județul Brașov, are nevoie de primari care să lucreze în echipă cu președintele liberal al Consiliului Județean, care să lucreze în echipă cu Guvernul României și nu vă spun un secret dacă vă spun că în următorii 4 ani de zile România va fi guvernată de un guvern liberal. De aceea este atât de importantă candidatura lui Ionuț la Zărnești. Fiindcă știe ce se facă cu fondurile europene, știe cum se dezvolte Zărneștiul și va fi parte din echipa câștigătoare. El va avea imediat acces la toată experiența și toată cunoașterea celorlalți primari liberali, atât din județ, cât și din alte județe ale țării. Iar noi și eu însumi îl voi ajuta cu tot ce pot. Fondurile europene, pe scurt. Ne-au fost alocate 80 de miliarde de euro fonduri europene pentru următorii ani. 46 de miliarde de euro din bugetul clasic al Uniunii Europene, pe care îl știm cu toții, așa cum a existat el până acum. Bani pentru fermieri, subvenții, plățile directe la hectare, bani pentru dezvoltare rurală, bani pentru politica de coeziune, de unde se reabilitează drumuri, se construiesc autostrăzi, se anvelopează blocuri, se extind rețelele de canalizare, electricitate, gaze, apă curentă în comunele și orașele României. În plus față de acest buget tradițional, ca urmare a crizei coronavirus, Uniunea Europeană a spus următorul lucru. Vrem să ajutăm. Vrem să ajutăm oamenii, vrem să ajutăm întreprinderile și regiunile afectate de virus și mai ales afectate din punct de vedere economic de virus. Și Uniunea Europeană a decis crearea unui pachet european de relansare economică de 750 de miliarde de euro pentru toată Uniunea Europeană, 750 de miliarde de euro, din care 33 de miliarde de euro sunt alocate României. În plus față de fondurile tradiționale. 46,5 din bugetul tradițional, 33,5 din acest plan de relansare, în total 80 de miliarde de euro. Este dovadă vie că solidaritatea în Uniunea Europeană funcționează
și este dovadă vie că apartenența la Uniunea Europeană te ajută să treci mai bine prin vremuri de criză. Și de aceea și aeroportul este atât de important, fiindcă aeroportul va apropia județul Brașov și întreaga regiune și mai mult de Uniunea Europeană. Vor veni mai mulți turiști, vor veni mai mulți investitori, vor fi mai multe oportunități de dezvoltare și de afaceri aici, iar brașovenii înșiși vor putea călători fie în scop turistic, fie în interes de serviciu sau în scop de afaceri mai ușor spre toate colțurile Uniunii Europene. Acești bani noi care vin de la Uniunea Europeană, acest pachet european de relansare va finanța 4 domenii prioritare și vi le enumăr doar pentru a vedea cât de bine este croit programul lui Ionuț pe prioritățile europene. Adică Ionuț propune proiecte exact în domeniile în care Uniunea Europeană ne dă bani. Uniunea Europeană spune așa, banii aceștia să vină în primul rând pentru protecția mediului înconjurător, reducerea poluării, reducerea emisiilor de dioxid de carbon, îmbunătățirea eficienței energetice. Și aici Ionuț nu mai trebuie să vă spun, are toată experiența, toată priceperea în acest domeniu. Și vă spun un lucru, imediat după alegerile europarlamentare, am văzut că în multe țări membre ale Uniunii Europene, oamenii au ieșit la vot în număr mare și unul din motivele pentru care au ieșit, una din temele principale în multe țări membre ale Uniunii Europene, la noi nu era încă pe locul întâi, era protecția mediului, combaterea schimbărilor de climă. Și atunci, imediat după alegerile europarlamentare, Comisia Europeană și noi, Parlamentul European, am lansat așa numitul Pact Ecologic European, un proiect prin care ne asumăm ca până în anul 2050 să nu emitem mai mult dioxid de carbon decât poate natura absorbi pe căi naturale. De ce e atât de important acest lucru? Pentru a lăsa în urma noastră, pentru a lăsa copiilor noștri o planetă cel puțin la fel de curată cum am găsit-o noi. Și există largă susținere în Uniunea Europeană pentru aceste proiecte de mediu și există și viziuni diferite. Iar viziunea noastră a Partidului Național Liberal este de a realiza protecția mediului prin noi tehnologii. În același timp să creăm oportunități, să creăm oportunități de dezvoltare economică în noi sectoare care să nu polueze, care să creeze surse curate de energie. Deci acest prim domeniu important pentru toată Uniunea Europeană, protecția mediului, este un domeniu în care Ionuț are multe proiecte realiste, concrete. Cea de-a doua prioritate a Uniunii Europene pentru finanțe este digitalizarea. Și aici, la fel, și Ionuț are idei concrete, și Adrian Veștea, pentru Consiliul Județean, are proiecte clare de digitalizare a serviciilor publice. Să nu mai pierzi timpul la ghișee, să obții autorizații, aprobări și așa mai departe, să poți face totul online, digital. În al treilea rând, coeziunea economică, adică bani pentru IMM-uri, întreprinzători, industrie, dar industrie de asemenea nouă, modernă, orientată spre viitor. 4. Coeziune socială. Și aici, la fel, am văzut în programul lui Ionuț proiecte pentru tineri, pentru a ajuta, pentru a reduce inegalitatea șanselor și pentru a ajuta familiile defavorizate. 5. Vor exista bani europeni, mai mulți decât oricând, pentru sprijinul instituțiilor publice, care pe durata crizei coronavirus au dovedit că au fost depășite și trebuie modernizate, trebuie extinse, trebuie lărgite, inclusiv spitalele. Și ar trebui, de fapt, să spun în primul rând spitale și aici vă spun foarte clar. Spitalul Regional de la Brașov, susținut de președintele Consiliului Județean, de Consiliul Județean, de primarul municipiului Brașov și important pentru tot județul Brașov, îl vom putea finanța pe acest nou mecanism european de finanțare. El nu era eligibil până acum pe fonduri europene, că erau eligibile doar cele trei spitale, Iași, Cluj și Craiova. Acum va exista finanțare europeană și pentru construcția spitalului de la Brașov și pentru modernizarea, echiparea spitalelor existente. Și ultima direcție în care vor merge banii este sprijinul pentru tineri, pentru educarea tinerilor în exact acele meserii
în care, de care va fi nevoie în, în viitor. Am spus aceste lucruri un pic mai detaliate, tocmai pentru a sublinia faptul că proiectele pe care candidații noștri le propun, Adrian Vește la Consiliul Județean, Ionuț aici, sunt mereu discutate cu guvernul, cu Mihai Vâștea, care e secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, cu noi europarlamentari în acele cazuri în care putem ajuta pentru a ne asigura că promitem oamenilor lucruri pe care într-adevăr le putem face. Și tocmai de aceeași cu asta închei, îl susțin pe Ionuț și vă rog să-l susțineți și dumneavoastră, fiindcă știu că este un om serios și fiindcă știu că tot ceea ce vă prezintă acum, în această seară, este gândit îndeaproape de el și știe să implementeze toate aceste proiecte. Sprijinul nostru îl va avea, inclusiv al meu personal. Vă mulțumesc mult că sunteți astăzi alături de noi și sper să ne revedem cât de curând. Un lucru e sigur, Ionuț, Adi, Mihai, dragi colegi, asta e cea mai frumoasă locație din această campanie electorală și mulțumim mult încă o dată că ne-ați invitat astăzi aici. Thank you.